Echipa de fete a școlii gimnaziale Dr. Ioan Mihai Dapșa Sighetu Marmației a participat la etapa zonală din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar desfășurat în Satu Mare, unde a reușit să ocupe locul întâi și să se califice la etapa națională. După ridicarea restricțiilor, s-a dat și startul competițiilor sportive din cadrul ONS-ului, adică Olimpiada Națională a Sportului Școlar, unde am participat cu echipa de fete, basket, gimnaziu și băieți. Reușit să ocupăm locul 1 și atât la municipiu, județ și la etapa zonală am reușit cu fetele să ne calificăm. De acolo și-au obținut un loc 1, reușind să ducem ștafeta școlii la nivel național. Vreau să punctez pentru că în urmă cu 3 ani înainte de pandemie am reușit să ocupăm locul 2 la etapa zonală, tot cu aceeași echipă, unde am întâlnit o echipă puternică de la Salonta. Ca și paranteză, anul acesta am reușit să le înfrângem cu 2 puncte diferență, ceea ce ne-a dus la etapa națională. Devenită deja o tradiție, recent a avut loc și Cupa Școala Dr. Ioan Mihai Dapșa Sighetu Marmației, ajunsă la cea de-a 12-a ediție. Am mai organizat, data de 29-30, Cupa Dr. Ioan Mihai Dapșa, ediția a 12-a, la fel fiind o tradiție, unde am avut echipe de la Carei, Zalău, Satu Mare, unde am reușit să ocupăm atât la băieți cât la fete locul întâi. Am avut și 2 premii speciale la fete, cea mai bună jucătoare Dunca Alina, cea mai bună apărătoare Creangă Lorena și la băieți cel mai bun jucător Anișoreac Andrei și cel mai bun apărător Căruntu Octavian. Cum arată calendarul competițional pentru perioada următoare până la vacanța de vară? Păi avem în luna aceasta, în perioada 19-22, etapa națională, care se duce la Județul Bihor, Oradea, unde vom fi printre cele 6-8 echipe cel puțin din țară. Legat de organizare, încă nu avem noutăți, așteptăm să primim informații ce va fi și cum se va întâmpla acolo.